Dar eu cred că Duhul Sfânt te umple constant prin, cum ziceam, prin disciplina zilnică și, într-adevăr, sunt momente speciale în care experimentezi plinătatea asta Duhului Sfânt. Sau, cred că este, dacă citiți literatura puritană, vă ajută să fiți foarte echilibrați. Noi, în baptiști, ne-am dus într-un exemplu. Nu trebuie să simți nimic, totul e mental, totul cum am fost dimineața asta, da? Dar noi suntem persoane, Dumnezeu ne-a făcut cu sentimente. Dumnezeu nu este un dinamic al sentimentelor noastre. Nu este un dinamic al minții noastre, nici al voinței noastre. Ceea ce face Dumnezeu, de fapt, este să ia toată personalitatea noastră în calcul și să o țină toată în echilibru. Să nu fim sub tirania asta și domnia asta sentimentelor. Fac ce simt. Dar atunci când Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, lucrează în viața noastră, Dumnezeu ne dă o experiență spirituală. Dar știi că nu e sentimental, pentru că atunci când s-a terminat rugăciunea, nu ești acela care ai fost. Dar este ceva care are un impact în viața ta. Este o emoție, cum spune Jonathan Edwards, religioasă, duhovnicească. Bucuria este o emoție, dar e duhovnicească. Deci nu mă bucur cum am băut o pahar de suc, după aia mi-e rău că sensibil cu stomacul și nu mai mă bucur. Da? Este bucurie duhovnicească. Duhul Sfânt are un impact asupra întregii noastre personalități. Și într-adevăr, împărtășia noastră, de asta vă recomand literatura puritană, care a început să fie tradusă, de exemplu, este editura asta, magnagratia.org. Așa? Găsiți literatura puritană tradusă în limba română? Probabil găsiți în spaniol, dacă știți să citiți mai bine în spaniol. Care arată împărtășia cu Dumnezeu, este o experiență. Este o experiență reală. Dar eu nu caut experiența. Eu nu mă duc să simt bucurie împărtășia cu Dumnezeu. Eu mă duc să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Iar că Dumnezeu vrea să dea o dată bucurie, că Dumnezeu vrea să mă conving o dată de păcat, că Dumnezeu vrea... Las pe Dumnezeu să definească experiența mea. Greșeala mare care se face, spune, când sunteți umpluți cu Duhul Sfânt, trebuie să vorbiți în limbi. Când sunteți cu... La ce se concentrează El când eu îi spun asta? Deci va concentra ca să vorbească în limbi. Când sunteți cu Duhul Sfânt, simți așa o bucurie în tine, simți așa un stomac, am auzit, așa un stomac simți aici ceva. Un stomac cam mic, nu știu cât o să simt, dar... Nu e asta, eu nu caut o experiență, eu caut pe Dumnezeu. Căutându-L pe Dumnezeu, las pe Dumnezeu să definească în ce fel va fi experimentarea Lui. Las pe Dumnezeu să definească lucrul ăsta. Spune-te. Plinătatea cu Duhul Sfânt se produce progresiv sau punctual? De asta am făcut diferența la început. Este o plinătate a Duhului Sfânt sau o umplere punctuală, adică într-un moment, cum vezi în fapte. Gen, ești odată, te întâlnești cu cineva, și omul îți spune o întrebare care nu a trecut niciodată prin cap. Dumnezeu îți poate da o plinătate sau o umplere specială, o călăuzire specială, să-i răspunzi că pleci după aceea și îți vine să-ți iei notițe, știi cum se spune, la ce ai spus. Deci Dumnezeu face lucrurile acestea. Însă când te uiți în pasajele doctrinare, în general vezi că te împinge spre o plinătate progresivă. Să-L cauți pe Dumnezeu tot timpul. Eu cred asta. Dacă-L cauți pe Dumnezeu tot timpul, Dumnezeu îți dă și o să-ți dea plinătăți punctuale. Dacă cauți plinătăți punctuale, Dumnezeu nu o să-ți dea niciodată plinătatea cu adevărat. Exact ca și cum vorbim noi. E un tânăr din asta care caută voia lui Dumnezeu. De ce? Că s-o îndrăgostit deja de o fată. Tu nu cauți nicio voie la Dumnezeu. Tu cauți ca Dumnezeu să spună că ai făcut bine, că ai găsit-o pe aia care trebuie. Asta cauți, da? Dacă nu cauți voia lui Dumnezeu cu mulți ani înainte, Dumnezeu o să te ducă la fata care trebuie. O să te ducă la jobul care trebuie, o să te ducă la școala care trebuie. Dacă eu sunt tot timpul într-o căutare a lui Dumnezeu, Dumnezeu o să-mi arate voia lui lucruri particulare. Dacă eu nu caut niciodată voia lui Dumnezeu, eu nu știu să discern voia lui Dumnezeu din cuvântul lui și prin Duhul Sfânt, mă aștept numai când a venit însurătoarea, deodată caut voia lui Dumnezeu. Asta e o șmecherie pe care Dumnezeu nu o deci nu o primește. Sub absolut nicio formă. Și cred că la fel e cu plinătatea Duhului Sfânt. Caut plinătatea Duhului Sfânt în mod progresiv, în fiecare zi în viața mea, să fiu sub impact al Duhului Sfânt, prin cuvântul lui Dumnezeu, prin comunitatea credincioșilor, prin toate metodele Harului și Dumnezeu punctual, când vor fi nevoi speciale. Dumnezeu nu va da punctual plinătatea Duhului Sfânt. La fel cum cred că s-a întâmplat cu martirii care s-au făcut în fața robului, oameni care au trebuit să răspundă în fața împăraților, oameni care au trecut prin situații excepționale de grele. Nu trebuie neapărat să treci prin situații astea. Dumnezeu le-a dat ceea ce au avut nevoie atunci, pentru că au avut o viață de umblare cu Dumnezeu înainte. Sub nicio formă, niciunul dintre ei nu a fost gata să moară crucificat. Niciunul n-a fost suficient de pregătit ca să moară azi. Niciunul n-a fost suficient de pregătit ca să-l ardă ăștia și să se stingă focul. Pe jumătate azi, el viu și el să cânte în continuare. Niciunul nu se poate pregăti pentru așa ceva. Nimeni! Dumnezeu le-a dat ceva atunci pentru că i-a avut deja o viață de umblare cu Dumnezeu. Și cred că asta e ceea ce e necesar astăzi. Ei, tendința asta, acum, frate. Acum experiența, acum... De ce să nu ai experiență zilnică? Mi-a plăcut ce a zis Diego Carsten, nu sunt de acord cu toate lucrurile, a zis el, dar a zis o chestie interesantă. Zice, noi nu căutăm a doua binecuvântare, cum este numit botezul sau umplerea cu Duhul Sfânt. Noi căutăm de a treia, a patra, a cincea, a
Sau Peter Masa zicea, noi căutăm să fim umpluți cu 209 dată și la infinit. Este o umplere care trebuie experimentată la infinit. Da? Vrei ca Dumnezeu să facă lucrul ăsta tot timpul în viața noastră.